Bine v-am găsit, Tauri. Voi face etalarea pentru resurse luna mai. Deci resurse luna mai. Voi începe cu etalare cu cea celtică, deci resurse luna mai. La baza pachetului aveți îndrăgostiții. Îndrăgostiții reprezintă, în primul rând, o alegere pe care trebuie să o faceți, fiindcă vorbim de resurse. S-ar părea că ceva nu prea merge, așa, din câte observați. Bun. Deci trebuie să faceți o alegere, dar este bine să țineți cont de faptul că această alegere îndrăgostiții trebuie să alegeți între două drumuri opuse, între viciu și virtute. Și o voi pune aici. Pentru... voi așa cum sunteți, deci concluzia asupra voastră, avem aici 10 de spade. Deci, privind situația în care sunteți, a voastră, a taurilor, am spune că nu e prea bună. Aveți niște probleme, s-ar putea să fie financiare, deci este un aspect care vă solicită foarte mult. Nu pot să spun că aveți ajutor din partea cuiva, fiindcă aici persoanele care sunt, aveți o regină de pentagrame, dar aici, în situația asta, nu. Deci nu vă puteți baza prea mult pe nimeni și aveți o situație destul de încurcată. Poate fi și o problemă legată de sănătate. Să mai vedem când ajungem și la cealaltă etalare pentru sănătate. În schimb, obstacolul din viitor, aici este, este prințul de spade. Prințul de spade dă un aspect pe gemeni, ceea ce ați mai avut la baza pachetului, fiindcă îndrăgostiții reprezintă și gemeni. S-ar părea că această persoană foarte tânără este curajoasă, energică, virtuoasă, dar o să aveți o confruntare. Își vrea drepturile, își vrea ce consideră că este dreptul lui și acest lucru arată această confruntare. Deci acest prinț de spade aduce întotdeauna după el o confruntare, o luptă, o dispută pe care o aveți. Este foarte curajos, foarte energic, hotărât și nu se dă înlături de la nimic, adică nu puteți spera la înțelegere, bunăvoință. Este o persoană destul de dură, deci își vrea drepturile și am zice că este crud, deci nu puteți să căpătați înțelegere sau amânări. În schimb, destinul, soarta voastră din trecut este nebunul. S-ar părea că ați vrut să luați o șansă. O șansă care nu a fost prea bună. O șansă în care ați riscat, fiindcă acest nebun este Uranus, dar în primul rând arată nonconformism, rebel, aventurier. Și toate acestea, la un loc, nu v-au adus susținerea celorlalți. Deci nu ați beneficiat de această susținere. Deci este un moment destul de dificil pentru voi, acest nebun. Saturn vă ridică probleme, vă creează probleme și nu puteți face absolut nimic. Numai bunăvoința cerului. Ceilalți nu vă ajută. Deci acestea ar fi și posibilitățile de moment pe care le aveți. Tot aici sunt, la această destinul vostru, soarta din trecut,
Deci sunt influențate de această șansă pe care ați vrut să o aveți. Trecutul îndepărtat, dar și subconștientul, probleme care apar de moment. Aveți asul de cupe. Asul de cupe arată totuși bunăvoință, înțelegere, mai mult din partea voastră, o stare de beatitudine, de, cum să spun, de iubire pentru aproape, pentru parteneri sau pentru o anumită persoană, pentru divinitate. Este o stare în care sunteți totuși vulnerabili. Și aici, poziția 5, ar reprezenta evenimente, în special cele care pot influența și acum. O decizie pe care ați luat-o, să schimbați ceva, să faceți o schimbare în viața voastră, ceva care să vă dea o stare de bine, am putea spune un moment în care vă îndreptați spre ape liniștite, cumva în afaceri, în probleme, să aveți o perioadă liniștită, o perioadă în care puteți să vă reechilibrați niște situații. În schimb, viitorul, acesta ar reprezenta informații privind viitorul. Primiți niște bani, nu sunt foarte mulți, dar suficienți cât să vă satisfaceți nevoile, să vă descurcați acceptabil cu ceea ce aveți, adică nu reprezintă o sumă foarte mare, dar vă descurcați cu ce aveți. E și vă dă o stare de bine în final, adică vă puteți echilibra cu acești bani. Așa cum sunteți voi acum, atitudinea voastră de moment, am zice că eu văd foarte greu de aici așa și trebuie să văd, deci magicianul, adică să văd dacă vedeți și dumneavoastră cartea, cât de cât. Magicianul. Magicianul arată în primul rând o stare în care sunteți aceea de a stăpâni situația, de a vă proteja investiții, resurse, sunteți capabili de toate, chiar dacă vă este greu, dificil, așa cum aveți aici un 10 de spade, vă descurcați în final, țineți totul sub control, astfel încât să mergeți mai departe, să promovați, să evoluați. Dar magicianul reprezintă și acea stare în care am putea spune că numai că vă protejați drumul, dar reușiți să țineți totul sub control, să vă bazați pe intuiția voastră, pe ideile voastre și chiar dacă este cazul să manipulați situații sau persoane pentru a vă atinge acest scop. Magicianul întotdeauna face orice pentru a-și atinge scopul. În schimb, influențele din jurul vostru, relații interumane, aveți regina de pentagrame. Aceste relații interumane sunt bune pentru voi, fiindcă arată în primul rând o persoană în vârstă cu care aveți aceste relații interumane, poate fi vorba și din mediul vostru, fie că este familie, fie că este o persoană apropiată care vă susține, vă ajută cu bani. Am putea spune că nu are o avere, dar ea se descurcă întotdeauna cu ceea ce are. Face în așa fel încât să-i ajute pe ceilalți, se descurcă cu banii, nu strânge, am spus, averi pentru ea, preferă să îi ajute pe ceilalți mai mult decât să pună accentul pe persoana ei. În schimb, speranțele voastre, dorințe,
ceea ce aveți ascuns, parcă. Este vorba de un paj de cupe, o persoană foarte tânără, poate fi vorba chiar și de o femeie foarte tânără, acest paj de cupe, cu un aspect pe pește, ascendent, luna, dacă vorbim de o femeie, soarele în pești, o femeie care este totuși înlăcrimată, are niște probleme și probabil că poate fi o relație pentru voi această persoană și vă doriți să o ajutați, deci poate să reprezinte și o relație pentru voi. În schimb, rezultatul final, aveți aici 10, prințul de cupe. Prințul de cupe este o persoană totuși foarte tânără, dar o persoană cam, cum să spun, cu aspect pe pești, poate fi și un bărbat foarte tânăr, care călătorește foarte mult, îi place să-și creeze o atmosferă plăcută și este destul de cheltuitor, adică în comparație pentru, deci dacă e vorba să strângă bani sau să facă economie, el nu va să facă niciodată, fiindcă preferă să aibă o atmosferă agreabilă și cheltuie cam tot ce are. Vom face și runele pentru resurse mai. De ce nu este într-o poziție care să ne ajute să discutăm? Le și pun în... Observați că aveți, într-adevăr, destul de multe răsturnate și, într-adevăr, aveți o încheiere, ceva se va încheia. Urus, Gifu, el întotdeauna este într-o poziție bună, ăsta este răsturnat, Chenaz răsturnat, Turisaz. Am putea spune că este o etalare mai mult negativă, exact ceea ce apare și concluziile asupra voastre, 10 de spade. O cădere de energie, o situație dificilă în care simțiți această epuizare, această stare de, să zicem, de pierdere de energie. Urus reprezintă runa boului sălbatic. Este o rună care ne duce cu gândul în primul rând la boul sălbatic, dar și la sănătate. S-ar putea să aveți o cădere de energie, o problemă. Dacă aveți o situație dificilă legată de bani, fiindcă aveți aici Chenaz răsturnat și Turisaz, am putea spune că este bine să lăsați totul așa cum este, să nu încercați să luptați împotriva sorții. Chenaz. Chenaz arată în primul rând o flacără, o flacără sufletească, este răsturnată, arată că puteți să încheiați ceea ce ați început mai vechi, proiecte mai vechi, dar totuși aveți o pierdere. Nu puteți spune că aveți un câștig cu fecul răsturnat. Această rună poate să arate și o relație care se răcește, o relație în afaceri, ceva care nu mai merge, dar poate să reprezinte și o pierdere. O pierdere legată de bani, de afaceri, contracte, ce aveți voi. În schimb, acest Turisaz este ciocanul lui Tor. Ciocanul lui Tor spune că nu aveți susținere. Nu sunteți susținut în ceea ce faceți. În această situație am putea spune că s-ar putea să fi avut niște informații, să fi primit niște informații de la persoane care... Da, au fost văzute. De la persoane care au fost dezinteresate în problema voastră, dar ați nesăcotit aceste informații și acest lucru, bineînțeles, nu vă dă o stare de bine.
Din contră, trebuie să acceptați o stagnare, fiindcă dacă veți merge așa după ideea voastră și cum credeți voi că este bine, s-ar părea să aveți un fel de haos, să mergeți într-un fel de încurcătură, hazard, să vă azardați într-o problemă. Deci nu este benefic pentru voi. În schimb, runa care vă arată și vă dă o șansă este Ehvaz. Ehvaz este arborele de Tisa. Ea reprezintă un obstacol, dar acest obstacol poate fi transformat într-o situație benefică pentru voi dacă sunteți prevăzători în tot ceea ce faceți, fermi, corecți. Veți reuși să transformați această situație negativă într-o situație benefică. Deci nu vă puteți baza decât pe corectitudine, perseverență, dar și precauție și prevăzători. Această rună este finalul, dacă veți aplica aceste reguli. Am zice că este o rună benefică, Gifu. Ea arată daruri, arată o reușită, o stare de bine, deci daruri materiale, sentimentale, poate să reprezinte și o cerere în loc de căsătorie, o logodnă. Deci este un aspect foarte benefic acest Gifu. Deci daruri. Aceasta a fost etalarea pentru resurse. Vă doresc numai bine!